Bună tuturor, bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc. Eu sunt Loredana și după cum v-ați obișnuit, la început de lună vorbim despre cărțile pe care le-am citit cu o lună înainte. Așadar, suntem în martie, o să vorbim despre cărțile pe care le-am citit în februarie. După cum vă mai spuneam în foarte multe vloguri, eu nu fac critică literară, habar n-am, pur și simplu vorbesc despre cărțile pe care le-am citit prin prisma unui simplu cititor, unei iubitoare de cărți. Înainte să încep să vă povestesc despre cărțile pe care le-am citit eu, vreau să vă întreb și pe voi ce cărți ați citit, ce cărți v-au plăcut, care au fost cele mai bune cărți citite în februarie. De-abia aștept să văd. Eu, pentru luna februarie, am doar 5 cărți, 5 romane, pentru că un roman este împărțit în două volume. Și probabil că v-ați prins deja că este vorba despre Contele de Monte Cristo, pentru că și pe Instagram și în membership am tot vorbit despre acest roman. Contele de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Volumul 1 și volumul 2. Am văzut că sunt, așa e ediția mea, pentru că am văzut că sunt și edituri care au făcut acest roman împărțit în 4 volume. Mă întrebau câteva persoane, sunt doar 2, nu sunt 4, nu. Contează cum le-a împărțit editura respectivă. Am aici 1500 de pagini care nu m-au plictisit deloc. I-am dat 5 steluțe plus, dacă se poate. Mi-a plăcut la nebunie Contele de Monte Cristo și mă bucur că am ales să încep luna februarie cu un clasic, ca să nu fiu stresată până la finalul lunii, că nu o să apuc să citesc clasicul lunii. Așadar, avem o poveste pe care nu ai cum să o povestești. Să povestești 1500 de pagini e puțin cam greu și, după cum vă mai spuneam, eu fac lucrul acesta. Când îmi place o carte, în timp ce o citesc, mai povestesc prietenilor, pe cine prind, zic, uite, unde am ajuns, ce s-a întâmplat, și mi-am dat seama povestind că prietenilor mei le era foarte greu să înțeleagă, stai un pic, dar cine e ăla și ce face, mai zi-mi odată, chiar dacă știau în mare parte povestea, e greu să povestești. Romanul are și foarte multe personaje, dar toate au un scop și un loc clar și nu sunt de umplutură în roman. Așadar, avem multe personaje, dar nu a fost ca la Răscruce de Vânturi, unde simțeam că am nevoie de ceva hartă a personajului, ceva să mă ajute să înțeleg cine ce e. Dumas le conturează foarte frumos pe fiecare în parte și cumva nu îl uiți, chiar dacă se vorbește, de exemplu, despre un personaj mai la începutul romanului și pe urmă, pe la jumătatea unui volum, îl readuce în poveste. Știi cine e sau dacă nu știi, nu ți-l mai amintești, îți reamintește Dumas și asta e foarte tare. Scrie cumva cu o relaxare. Dau un exemplu aproximativ, dacă personajul a revenit în poveste după multe, multe pagini în care s-au întâmplat tot felul de lucruri, spune ceva de genul, dacă vi-l mai amintiți pe personajul cu tărică, el a făcut nu știu ce, nu știu când. Dar foarte scurt, nu stă să ne mai povestească foarte multe despre încât să lungească și mai mult povestea. În același timp, dacă personajul nu e important, pentru că se întâmplă și asta în roman, pur și simplu spune, dar personajul acesta nu este relevant pentru povestea noastră, atunci n-are rost să-l descriem și să vorbim prea mult despre el. Și asta mi-a plăcut la nebunie, da, fără prea multe cuvinte de umplutură. Oricum, a scris un roman de 1500 de pagini, nu mai avea nevoie de nici măcar un cuvânt de umplutură. Însă partea frumoasă este că, deși pe mine m-a speriat mult timp acest roman, Contele de Monte Cristo, și știu că mi-a spus mai multă lume, dar e destul de lung, dacă nu o să-mi placă, dacă o să mă plictisească, luându-mi inima în dinți, pur și simplu fiecare zi de-abia așteptam să-mi termin treaba și să văd ce se întâmplă mai departe în acest roman. Încă un lucru foarte frumos care mi s-a întâmplat după ce am terminat de citit Contele de Monte Cristo și nu mi s-a mai întâmplat de ceva timp citind o carte, am fost foarte tristă pentru că am terminat de citit romanul respectiv și chiar ziceam, și eu ce mai fac acum? Ce citesc mai departe? Atât de mult mi-a ajuns mie la suflet Contele de Monte Cristo. Dacă țineți minte, mă apucasem la un moment dat în vară să citesc și Cei trei muschetari, tot de Alexandre Dumas, dar pe aceea am lăsat-o deoparte la un moment dat pentru că simțeam că nu e momentul potrivit pentru ea atunci. Dar aici, nu știu cum să vă fac să vă conving să citiți această carte. Cred că cuvintele mele sunt puțin deprisos, nu știu cum să vorbesc despre o carte care mi-a plăcut atât de mult. Am foarte multe gânduri în cap și nu știu pe care să-l spun primul.
Am văzut foarte multe persoane care ziceau că este un roman pentru adolescenți. Eu mă bucur că nu l-am citit în adolescență, pentru că sunt convinsă că nu l-aș fi apreciat atât de mult cum o fac acum. Încă un plus pentru acest roman, bine, fiecare pagină în parte este un plus, faptul că începe în forță. Nu este ca în multe romane clasice, multă descriere care se bage în poveste, să înțelegi pur și simplu Dumas în Contele de Monte Cristo, începe în forță. Și atunci te prinde. Stai, ăla a făcut aia, s-a întâmplat aia, deja am ajuns în puncte culminante destul de importante și atunci te-ai băgat în poveste și 1500 de pagini, n-ai cum să mai ieși atașându-te, cu siguranță atașându-te de personajele pe care ni le descrie Dumas. Avem, hai să vorbim și despre psihologia acestei răzbunări, încercând să nu dăm spoilere, dar probabil că multă lume știe că este vorba despre o mare răzbunare în aceste peste 1000 de pagini. Am văzut diferite păreri, mulți spuneau că n-ai cum să fii de acord cu Contele de Monte Cristo. Mie mi se pare, după cum am simțit eu, ok, nici eu nu sunt de acord niciodată cu răzbunarea, nu este o soluție, dar cumva, fiind ficțiune, ceea ce pățește acest conte de la niște oameni foarte răi, n-ai cum să zici, n-are dreptate. Mergi pur și simplu cu el și te atașezi de el și, ok, poate că exagerează într-un fel cu răzbunarea, dar în același timp oamenii respectivi care i-au făcut lucruri oribile, hai să fim sinceri, nu e ok să faci așa ceva unei persoane care nu ți-a făcut niciun rău, în primul rând, ajung, după ce fac lucruri rele, ajung oameni importanți cu bani, au un statut, au, deci le merge foarte bine în viață. Și cumva te gândești la faza asta, băi, dacă unui om rău care face lucruri oribile îi merge bine, păi atunci unde este dreptatea în lume? În același timp zice și contele că și-a luat prea în serios acest rol de Dumnezeu, să zic, să pedepsească el, dar îl și înțelegi. Pur și simplu i-au stricat viața doar câteva, două persoane, în primul rând, trei persoane i-au stricat viața, doar din, nu știu, din egoism, chiar dacă omul ăla nu mi-a făcut nimic. Dacă stai să citești toate paginile, poți să interpretezi în ce fel vrei tu. Poți să nu fii de acord cu ce face contele, dar în mare parte, evident, povestind Dumas în modul în care povestește, te face să fii de partea contelui. Pe mine, cel puțin, chiar îmi doream știu că sună urât, dar îmi doream să pedepsească oamenii ăștia răi, pentru că sunt oameni răi în viață care de multe ori nu pățesc nimic și cineva trebuie să se mai ocupe de ei. Hai să fim sinceri, știu că nimeni nu vrea răul nimănui, dar când cineva face rău, trebuie pedepsit. E simplu. Dacă există un Edmond Dantes în lumea asta, vă rog să vă ocupați de oamenii răi. Nici nu vreau să mai zic, nu mai zic nimic. Bine? Bine. Ca să rezumăm, recenzia mea pentru Contele de Monte Cristo este, mai pe scurt, superb, impresionant, extraordinar. Și toate cuvintele de genul acesta. Nu știu dacă am reușit să vă fac să înțelegeți, dar vă rog din suflet eu să citiți Contele de Monte Cristo. Pentru mine, clar, o să ajungă pe lista cărților pe care vreau să le recitesc la un moment dat. Da, este un roman de 1500 de pagini și vreau să îl recitesc. Dar peste câțiva ani o să fiu mai bătrână de atât, pentru că se poate și mai bătrână de atât. Contele de Monte Cristo, 5 steluțe plus și vă rog eu din tot sufletul meu să citiți acest roman, pentru că mie mi-a plăcut la nebunie. Clar, este și o să fie printre cărțile cele mai bune citite în 2022. V-aș fi spus mult mai multe despre roman, dar mă abțin pentru că sunt lucruri pe care nu vreau să le spun, pentru că v-aș strica bucuria lecturii acestui roman. Și atunci mă rezum doar la cât de entuziasmată am fost eu că am citit acest roman, cât de trist am fost că am terminat de citit și asta se leagă cu următoarea carte. Pentru că chiar am spus și pe Instagram, după ce am terminat romanul, am făcut o pauză și zic, nu știu ce să citesc. Orice carte pe care aș citi-o după una care mi-a plăcut atât de mult, cu siguranță o să aibă un rating mai mic. Pentru că eu așa, la mine așa se întâmplă, așa funcționez eu. Așa că am ales
Și voiam o carte diferită, evident, de ce a scris Dumas. Așa că am ales un thriller, mystery. Este vorba despre Fetița din scrisoare de Emily Gunnis. O carte căreia i-am dat 3 seluțe din 5. Nici nu mă așteptam, nu mi-am făcut preconcepții înainte să încep să o citesc, dar deja după mai multe pagini am simțit că încă mă gândesc la Contele de Monte Cristo, știu. De fapt, sunt convinsă că mulți cititori pățesc treaba asta. Și din păcate de aceea n-am putut eu să mă conectez foarte bine cu povestea din acest roman. Cartea se citește destul de ușor. Cum am mai spus, mie mi se pare că la multe cărți thriller le citești destul de ușor pentru că au și foarte multă acțiune și atunci acțiunea te ține acolo în poveste și îți e mai greu să faci pauze. Apropo, și în Contele de Monte Cristo e extrem de multă acțiune, de aceea 1500 de pagini, ai acțiune în continuu, nu te plictise și nu exagerează cu... Doamne, vorbesc despre Fetița din scrisoare și am rămas cu Contele. Exact asta am pățit și în timp ce citeam Fetița din scrisoare și de aceea săraca are doar 3 steluțe. Să vă spun un pic despre faptul că este inspirată cumva din fapte reale. Acest St. Margaret este fictiv, dar a existat. Ne spune aici autoarea, vreau să vă citesc pentru că mie mi s-a părut interesant. Deși căminul St. Margaret este totalmente fictiv, reprezintă un amalgam al mai multor adăposturi și povești despre care am citit în munca mea de documentare, iar condițiile de trai și de lucru descrise în carte sunt în mod tragic reale. Cu toate că se regăseau cu pregădere în căminele pentru mame și copii din Irlanda, au existat și în Marea Britanie adăposturi care au aplicat metode abuzive asemănătoare. Așadar, acest cămin, St. Margaret, era un loc în care erau aduse femeile, bine, în general fetele care rămâneau gravide și care, evident, nu erau căsătorite, tatăl nu recunoștea, pentru că pe vremea aceea era un lucru oribil să rămâi gravidă, fără să fii căsătorit. Și atunci aduceau fetele astea în acest cămin unde se întâmplau lucruri extrem de oribile. Așadar, nu este o lectură neapărat de relaxare pentru că e foarte dur ce se întâmplă în carte și trist. Și cumva, cu siguranță, femeile o să reacționeze mult mai intens la această poveste. Cartea este destul de bine scrisă, nu e o capodoperă, evident, dar mi-a plăcut subiectul abordat. În același timp, n-am reușit eu să mă atașez foarte mult de poveste. Mi-a rămas în cap, cel mai predominant, poveștile din căminul St. Margaret. Dar avem și o poveste mai din zilele noastre, care m-a fost mai slăbuță pentru mine. Era prea puternic impactul pe care îl avea căminul acesta și tot ceea ce se întâmpla acolo față de ceea ce se întâmpla în zilele noastre. Pentru că acest cămin, evident, nu mai funcționa de foarte mult timp în povestea noastră și chiar urma să fie demolat, să se construiască altceva în locul căminului. Mai departe nu ne ducem pentru că am impresia că deja intrăm în lucruri mai prea detaliate pentru poveste. Așadar, am rămas cu imagini și cu stări pe care mi le-a transmis căminul St. Margaret în 1956, atunci se întâmplau aceste lucruri oribile cu femeile gravide și cu copiilor și tot felul de experimente pe copii și da, povestea merge foarte dur și adânc în lucrurile astea, dar ceva nu m-a impresionat pe mine. Înțeleg că eram încă sub influența romanului pe care l-am citit înainte și atunci, clar, asta mi s-a părut mai slabă. Nici n-ai cum să compari Fetița din scrisoare cu Contele de Monte Cristo. Sunt două lucruri total diferite, dar pentru că am rămas eu așa cu starea pe care mi-a transmis-o Contele, cred că a afectat lectura acestei cărți și îmi pare rău, dar se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. O să mai vedeți, mai am încă una care din păcate a fost de sacrificiu, dar o să vă povestesc despre ea la final. Are multă acțiune, v-am mai spus, are multe răsturnări de situații și asta este foarte bine, dar pentru mine a fost doar o carte așa de 3 steluțe din 5. Fetița din scrisoare. Trecem la Neortodox de Deborah Feldman, căreia i-am dat tot 3 steluțe din 5.
am avut o tentativă de a-i da 4, dar cumva n-a fost chiar ceea ce îmi doream eu. Sau mi-am făcut eu idei greșite despre cartea aceasta. Este cartea care a stat la baza serialului de pe Netflix, pe care încă nu l-am văzut, dar am pornit cei drept câteva secvențe, și după aia am zis, stai un pic, că o să-l urmăresc după ce mi se așează un pic mai bine cartea în cap. Ce mi-a plăcut mie este faptul că am aflat mai multe lucruri despre hasidism, pentru că despre această religie vorbim în carte, nu despre ortodoxism, cum a certat cineva pe Instagram, de ce citești cărți de genul acesta, mai bine citește ceva ortodox. Ei bine, nu are nicio legătură acest titlu neortodox, care se continuă cu scandalul pe care l-am provocat renunțând la rădăcinile mele hasidice, așadar și din titlu spune asta. Mie mi-a plăcut pentru că nu știam mare, nici nu știam că există această religie, vă spun sincer. Și când am început să citesc cartea, evident, am scos telefonul, am googlit să văd mai exact ce înseamnă acest hasidism. Mie îmi place să descoper culturi noi, religii noi, îmi place să citesc și să mă documentez și să știu. Cu cât știi mai multe, cu atât e mai bine. Nu strică niciodată. Așadar, dacă vă interesează ceea ce se întâmplă într-o sectă a hasidismului, da, este o carte care o să vă impresioneze. În același timp, cred la fel ca în cazul romanului Fetița din scrisoare, că femeile o să fie mai atașate de această carte și o să înțeleagă mai bine, pentru că în hasidism femeile nu sunt tratate tocmai potrivit. Cartea este chiar o carte de memorie, am putea spune. Deborah Feldman a trecut, ea este cea care a reușit să renunțe la hasidism și să fugă din secta în care era. Și asta este impresionant. M-au impresionat tot timpul femeile care au avut curajul, chiar dacă le-a fost frică și le era foarte greu să facă treaba asta, să fugă de undeva, să scape de ceva, de cineva, mai ales de o sectă, o religie și mai departe, de o cultură. Mă impresionează tot timpul femeile care au reușit să facă asta. În același timp, ceva ce nu mi-a plăcut mie este faptul că, pe lângă faptul că mă așteptam eu la ceva mai mult, nu știu ce voiam mai mult, mi se pare că a fost scrisă mult prea repede. Repede la modul după ce a reușit să fugă din America și să scape de hasidism, s-a grăbit să o scrie și atunci nu a reușit să să-și calmeze cumva toate stările și să analizeze bine ceea ce vrea să ne transmită prin acest roman. Habar n-am, a fost doar de 3 steluțe din 5 pentru mine, nu m-a impresionat, dar mi-a plăcut că am aflat lucruri noi. Așadar, neortodox, Deborah Feldman, 3 steluțe din 5. Simt că nu are rost să vorbesc foarte mult, mai ales azi, despre cărțile pe care le-am citit, atât simt eu să vă vorbesc. Dar sper că ați înțeles cumva ce mi-au transmis, care merită citită, care nu. În același timp, mie mi se pare că și dacă i-am dat eu 3 steluțe cărții neortodox, e posibil ca ție să-ți placă mult mai mult sau mult mai puțin decât mie. Așadar, încercați și vedeți ce vă place și ce nu vă place. Trecem la o carte despre care nu știu cum să vă vorbesc, dar o să încerc. Zbor deasupra unui cuib de cuci, de Ken Casey, care i-am dat 4 steluțe din 5. Vă spun sincer, n-am știut ce... Sunt cărți pentru care nu știi ce rating să dai. Simțeam că nu e chiar de 5. Citind-o în luna cu Contele de Monte Cristo, care am zis, uai, ce tare e cartea asta. Pardon, scuzați-mă, vai, ce frumoasă este cartea asta, pentru că nu e ok să vorbesc despre cărțile clasice cu cuvinte, precum mișto și ce tare e. Am stări atât de contradictorii și nici măcar nu știu de ce i-am dat 4 steluțe, nu 5, dar mi s-a părut că nu e chiar de 5, e de 4, e 4,5, în fine. Poate că o să înțeleg mai bine cu cât trece timpul. Mi s-a întâmplat asta cu câteva cărți pe care le-am subestimat după ce le-am citit. Iar cu timpul îmi reveneau în minte și mi-am dat seama că au avut un impact mai puternic decât mi s-a părut mie în momentul în care am terminat să le citesc. Această carte este pentru mine ciudată. Este heartbreaking, sfâșietoare.
m-am obișnuit destul de greu cu stilul în care scrie în acest roman Casey, dar până la urmă am cunoscut mai bine naratorul nostru, Chef Bromden, așa, cu care m-am obișnuit și atunci am intrat destul de bine în poveste și m-a ținut acolo. Vă spun sincer că îmi făcusem la fel și în cazul acestei cărți câteva idei greșite despre roman. Scriind aici pe spate, evident, și auzim din toate părțile despre acest roman, faptul că este o poveste zguduitoare a pacienților dintr-un ospiciu, te gândești la oameni nebuni care fac tot felul de lucru și atunci, da, e zguduitor să vezi cum se comportă oameni nebuni. Dar ce e cel mai zguduitor la acest roman este faptul că oamenii din acest ospiciu nu sunt nebuni și atunci înțeleg de ce este o carte atât de apreciată și este un clasic contemporan, da. Zbor deasupra unui cuib de cuci a devenit un clasic contemporan pentru că e foarte inteligent scrisă. Și dacă înțelegi subtilitățile și ceea ce încearcă prin această poveste să transmită Casey, atunci clar trebuie să fie zguduitor după ce o termin de citit. Inclusiv finalul. Apropo de final, nu mă așteptam să termine cartea în felul acesta. Dar mai multe nu spun. Ce mi-a mai plăcut mie foarte mult la acest roman? Personajele. V-am înnebunit cu lucrul ăsta, dar pentru mine o carte este memorabilă atunci când personajele îmi ajung în suflet. Și aici am reușit aproape cu toate personajele să creez o legătură. Inclusiv cu sora Rachel, cu care n-ai cum să te împrietenești și pe care o urăști în timp ce citești și clar nu ești de acord cu tratamentele pe care le aplică acestor oameni internați în ospiciu. Am făcut o mică pauză pentru că creierul meu s-a dus la un alt lucru pe care voiam să-l spun, dar mi se pare că asta chiar nu e ok, pentru că îl descoperiți cumva mai la finalul cărții. De ce sunt oamenii aceștia acolo, în ospiciu? Și asta nu vreau să vă spun, pentru că vreau să o descoperiți singuri. N-aveți cum să ratați acest roman. Eu am început, da, să îl citesc, am simțit că acum e momentul, pentru că avem o dorință destul de mare de a vedea filmul. Și știți cum sunt eu obsedat în ceea ce privește filmele, vreau mai întâi să citesc cartea. Așadar am zis, hai, ok, Loredana, calmează-te, o să citești cartea și pe urmă o să vezi și filmul, dar încă n-am apucat să văd filmul. O poveste impresionantă, inteligent scrisă, care cu siguranță îmi va rămâne mult timp în suflet. Și te face să te gândești la tine, nu știu, la oamenii pe care îi cunoști, să-ți pui întrebarea cine mai e nebun și cine nu în lumea asta, cine e normal și cine nu e normal. Și după ce o să o citiți, o să înțelegeți întrebarea. Uitați-vă cu ce nebuni avem de-a face în ziua de azi, așa că zbor deasupra unui cuib de cuci. Ken Casey, 4 steluțe din 5. Ajungem și la ultima carte pe care am citit-o eu în februarie și anume Femeia Oracol de Margaret Atwood. Căreia, mi-e și greu să spun, din păcate i-am dat 2 steluțe din 5. I-aș fi dat 3, dar ajungem la un subiect mai delicat. Am tras de această carte mai bine de o săptămână. Este acea carte pe care îți spuneam și pe Instagram, am citit-o într-un moment total nepotrivit. Chiar dacă am început să o citesc înainte de ororile care se întâmplă acum în Ucraina, evident că după ce am văzut ce se întâmplă, mi-a pierit pofta de citit. Așa că cred eu că orice carte pe care o citeam în perioada asta ar fi avut un rating mai mic și, evident, este datorită mie, nu datorită romanului. Mie știți bine că îmi place foarte mult cum scrie Margaret Atwood. Mi-a plăcut și aici, doar că nu am rezonat eu foarte bine cu povestea. Mi s-a părut că acest personaj, John Foster, nu face lucruri atât de grave încât să fugi, să te ascunzi de lume. Pur și simplu m-am întrebat, dar de ce face asta? Adică puteai să-ți vezi liniștită de viața ta că n-ai făcut nimic grav, nu te caută poliția că ai omorât un om, nu... Deci, înțelegi ce vreau să spun? Cumva este genul acela de femeie care a exagerat.
căreia îi se pare că, Doamne, ce am făcut, e cazul să mă ascund, vor să mă omoare, tot felul de filme de genul acesta și fiind și perioada în care am citit-o, atunci am zis, am tras de ea, am tras foarte mult de ea și nu, chiar și în momentele în care reușeam să mă concentrez, chiar dacă în ultimele zile am citit maxim 40-50 de pagini și poate că în mai multe pagini n-am reușit eu să mă concentrez foarte bine pe ceea ce se întâmplă în carte, în același timp mi s-a părut că, ok, nu pot eu foarte bine să mă concentrez și să merg mult timp cu povestea, dar nici nu încearcă acest roman să facă asta cu mine. Ce nu mi-a mai plăcut? Nu mi-au plăcut intervențiile dintr-un alt roman pe care îl scria acest personaj, John Foster, pentru că devine un fel de scriitoare la un moment dat. O scriitoare, pardon, un fel de scriitoare. Femeia Oracol este chiar titlul cărții pe care o publică ea la un moment dat în roman. Deci avem roman în roman. Și în mai multe capitole apare povestea pe care o scrie ea într-un roman gotic. Și chiar nu mi se părea, n-aveam nevoie deloc. Nici n-am înțeles nimic din povestea respectivă, vă spun sincer. Așadar, asta este motivul pentru care a primit doar 2 steluțe, dar aș fi vrut să-i dau 3. Asta a fost gândul meu, dar până la urmă am zis, nu sunt în momentul în care pot să fiu darnică, din păcate, așa că rămânem doar la 2 steluțe. Da, a fost o carte de sacrificiu, vă spun sincer. Apropo de lucrul acesta, știu că pe mine în ultimii 10 ani m-au ajutat foarte mult cărțile să trec peste anumite momente mai triste, mai grele din viața mea. A fost un fel de terapie, am spus asta și pe Instagram. Dar acum, în perioada aceasta, n-am reușit. Îmi doream să citesc și încercam pentru că știam că îmi face bine și că trebuie să citesc ca să mai uit ce se întâmplă. Însă nu am prea putut. Și acum am terminat romanul acesta și sunt să mă apuc de altceva și poate o să fie iar de sacrificiu și nu vreau să se întâmple asta pentru că atunci când încep să citesc o carte îmi doresc din tot sufletul să-mi placă cartea respectivă. Dar în schimb, apropo de asta, pe mine m-a ajutat foarte mult sportul să îmi întăresc psihicul și să uit de ceea ce se întâmplă. Sper să reușesc și cu cititul și nu știu cu ce book review o să revin la începutul lunii aprilie, dacă starea mea continuă în ritmul acesta. Sper să reușesc să citesc ceva, pentru că îmi doresc foarte mult să... Eram așa pe val, cum să zic. Aveam poftă de a citi și uite că așa, în scurt, se pot schimba multe. Femeia Oracol, Margaret Atwood, din păcate, 2 steluțe din 5. Eu mi-am și cumpărat foarte multe cărți de Margaret Atwood și s-a întâmplat ca, din nefericire pentru Atwood sau pentru mine, să citesc romanul acesta în perioada aceasta. Da, cam acesta a fost book review-ul pentru luna februarie. De-abia aștept să văd ce răspundeți voi, ce cărți ați citit, dacă ați reușit să citiți, ce v-a plăcut cel mai mult. Știți foarte bine că vă aștept comentariile și nu uitați să faceți și lucruri care vă fac să vă simțiți mai bine, care să vă facă să mai uitați. Dacă reușiți să citiți și vă face bine, clar este un mod bun de a mai uita, de a mai scăpa din realitate. Așadar, vă îndemn să citiți dacă vă face bine, vă îndemn să faceți sport pentru un psihic mai tare, pentru că trebuie să avem grijă și de noi și de sufletul nostru. Intrasem pe panta anxietății și eu și atunci am zis, stai un pic, trebuie să ieșim din asta și să încercăm să fim mai optimiști, pentru că, apropo de asta, în foarte multe cărți pe care le-am citit eu, de exemplu despre al doilea război mondial, conta foarte mult psihicul pe care îl ai. În toate ororile acelea pe care le trăiau oamenii respectivi, chiar dacă e ficțiune, da, aveau nevoie de un psihic tare, așadar vă îndemn și pe voi să faceți lucruri care vă fac bine, atât psihic cât și sufletește. Să vă bucurați de cărți și să aveți o săptămână cu pace. Ne vedem săptămâna viitoare!